De ce vă zic să rămânem prieteni, măcar până de Secret Santa? La noi la început de decembrie am pus Secret Santa. E bine să fim prieteni până atunci ca să fie ok, dar... Așa zic și eu. Nu avem cum să fim prieteni dacă avem atitudinea aceasta de castravete murat. Este de la luna plină sau ce se întâmplă, nu mai înțeleg nimic. Trebuie să mă duc să meditez, mă duc undeva departe. Flavia are câteva zile din când în când, nu tot timpul. În general este prea zâmbitoare, prea happy, zine să-i dai o sticlă în cap pentru că te enervează cu atâta optimism. Nu, mă enervează oamenii optimiști. Ce atâta e? Viața e și mai amar. Și are zilele ei în care dacă îi spui: hei, Flavia, bună ziua! Bună ziua pe dracu, mă, tu nu spui mie bună ziua. Uite de la ceas că e dimineață, nu e bună ziua! Flavia, îmi dai și mie, îmi dai și mie canaia de ceai, că nu ajung la ea și scriu ceva. Ia-ți, mă, cana de ceai, că am fost sclava ta toată viața, de asta m-ați angajat. Dăm ceaiul și cafeaua! Și voi, bărbații! Și de la ceai până la voi, fecioară, nu vreți să știți cât de puțin fecioară, e. Fecioară, că... ce zodie! Cumva, cumva, dacă bărbatul nu a făcut nimic, n-a făcut nimic rău. Ba chiar... Doar este și este suficient. Atunci... Dacă n-a greșit el, a greșit semnul zodiacal. Cu siguranță el a făcut ceva, nu numai el. Dintr-o dată e vina lui Napoleon Bonaparte, că a fost berbec sau ceva. Nu, ce Leo a fost. Leo a fost. A fost Leo, până la înțeleg. Cine știe ce zodiac a fost Napoleon Bonaparte, eu vă zic. Leo. Da. Unele femei studiază zodiacul numai ca să aibă cum să la verse anul, amar. La anul va fi bine. Anul viitor, 2017, este la un tine an... La va fi bine? La... Sper, adică la mine sper. Fi... Nu, și la tine, că m-am uitat. Pe, am vorbit eu cu astrologie, tot în regulă. Este un an cu vibrație 1, da. Nu știu dacă vorbesc prostii, mie așa îmi place să cred. Stai-mă puțin, așa, deci ce s-a întâmplat atât de haios? Ce se întâmplă, mă? Bubuie niște castane în cuptor, în rest nimic. Băi, ne-a explodat castanele. Știi care chestia? Astea trebuie crestate înainte să le bagi la cuptor. Băi, oprește-le, Vlăduț, că nu le mai rămân castane. Sunt oprite? Da, 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 deschide tu. Să-l deschidem? Nu, 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 băi! Uite, vezi? Din cauza... Te-ai dus așa aproape de a bubuit. Dar ce-au făcut? Lasă-l așa închisă, ok, haideți, vă rog, să nu mai bubuim în timpul emisiunii. Vorbeam aici de vibrația lui 1, care... E câștigător, este un an câștigător. Doamne ajută și Maica Preciză și toți sfinții. Înseamnă că am eu ceva. La Neața nu mergem pe pile. E clar, e clar că nu mergeți pe pile. Se vede cu ochii liberi. Aici nu se intră nici pe pile, nici pe favoruri. De niciun fel. De niciun fel. Favorurile la demisie. Îți dai, da? Demisie? Păi Flavia avea de un an să-și dea demisia, dar... Când a aflat ce se întâmplă... Bă, la angajare nu trebuie să faci nimic. Bă, dar la demisie... Când a aflat ce te facă la demisie, a zis că mai bine nu și-o scrie. Bun. Dar din când în când, mai băgăm și noi pe ușa din spate... Family, cum ar veni. Family. O rudă, un prim-